La mulți ani, România, la mulți ani, români! Hai să vă dau niște vești super bune despre noi și țara asta noastră azi de ziua națională. Ziua internațională, cum ar fi poate decembrie. Începe din ce în ce mai mult să ne placă în România și asta se vede și în sondaje. Numărul celor care se declară mândri că sunt români a crescut cu 12% în ultimii 10 ani. Cum ar veni, nu mai ține aia cu înainte era mult mai bine. După cum spun cei bătrâni. Sigur, ne place să ne văităm și să ne plângem de milă, dar ponderea celor care arborează tricolorul de ziua națională a crescut și ea cu 23%. Pe 2 decembrie, 1 ziua României, cu băieții de la Brigada Aeriană, ok? Fii atent, uitați-vă puțin! Uitați-vă puțin! Practic, în felul ăsta, începem să fim din ce în ce mai mândri că suntem români. Forță România! Și vreți să vă zic ceva? Asta nu e deloc un lucru rău. Totuși, n-am fi noi români până la capăt dacă nu ne-ar conveni ceva. Tot în sondajul ăsta InScope, din care vă zic cifrele astea, am văzut și că un sfert dintre concetățenii noștri ar vrea ca ziua națională să fie mutată în alt anotimp. Că vezi, domne, le e frig când ies afară să aplaude tancurile și avioanele de luptă. Treaba asta se rezolvă oricum de la sine în timp, pentru că de la atâta încălzire globală în 10 ani o să avem toamnă și pe 1 decembrie. Voi sunteți mândri că sunteți români?